Salut tuturor și bine v-am regăsit la un episod din GTA 5. GTA 5, hai să... Ce Dumnezeu, facem heist-ul ăsta mare? Da, deci trebuie să mă schimb pe Michael aparent. Pe Mihai. Ia unde? Oh, omul se relaxează pe la piscină. No, Angel, don't be silly. Nu fumez, meditez. Sau unde că avea țigara în mână? Fac yoga, pleacă comod de aici. Cu yoga ta. Numai yoga făceam, mâncați așa. Oh, ia să... Să o facem pe aia. Am căzut cu capul în gardul viu, mi-a amortizat un pic căderea. Hai să ne luăm... Bă, dar mașina mea ce neva e parcată aici, wow. Și ce face asta lângă mașina mea? E Jimmy. Dar ce face Jimmy lângă mașina mea? Bug de la joc, ok. Nu știu. Bia a venit cu ea, nu știa unde se parcheze sau ce. Mergem la destinație, nu-i problemă. Aute. Aoleu! Câtea... Camionul, fuck. Bă, și l-am văzut pe prostul ăla cum a venit. Dar copacul nu l-am văzut, mă. Nu, no, e greu să stai pe telefon și să te și joci în același timp, să mai și filmezi, nu? Bă, da, dați-vă, mă, de-n drum, trece boss-ul. Mă, dă pe fraierul ăsta cu Prius-ul. Ia uite-l pe fraierul ăsta cu motorul. Opa! Și cum era să fie la Franklin, ha! M-aș fi amuzat un pic. Chiar m-aș fi amuzat. Oh, mașină de aia de guvern. Cu banii? O să spargem noi și banca, nu-i problemă, dar mai întâi să facem heist-ul ăsta, să spargem în clădirea FIB. Ia uite, Michael e în șlapi. Și în lipi, aparent. Wow! M-aș fi dat 5 ore la intrare în scară și după aia am intrat, ok? Hey. O ducem bine, cum tu. Pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Hai să vedem cum spargem noi clădirea asta. Franklin got us what we need. Franklin, avem ce ne trebuie. Franklin ne-a adus ce ne trebuie. And rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So... Prăjitoare. Drapes and send a candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now they need to be incendiary. Mamă. We can ensure that we still have access to the server. Dăm foc la clădirea asta ca să nu ne descopere că am făcut aici planificarea. And we'll intercept the emergency call. Okay. Go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Eu am ales să fac așa? Okay. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Mergem la clădirea FIB-ului. Am zgâriat bolidul. Bă, da, i-au pus cineva geamul fumurii, ceea ce mă bucură, dar... Oricum trebuie să-l tunez. Îl sun pe Franklin, mă, nigga boy. Mă duc la birou acum. Aduceți camionul de pompieri și fiți gata. Băieți-s profesioniști, ar trebui să meargă totul bine, nu-i așa? Bă? Ar trebui, că am luat pe cei mai buni.
Te intru în clădire. Am echipamentul de portar. Ce naiba? Cover was blown? Oh, what the fuck? Ok. Dubios. Ok. De ce cover was blown? Asta că mergem... Nu ce de data asta, hai că... Am vorbit cu Franklin, nu mai vorbim iar. Nu mai e nevoie. Ia-l de aici pe ăla ce claxon are aici, că l-a scos din gunoi. Dar ce paznic ar avea o mașină de genul? Aia e ideea. O să fug, sper, nu? Asta timp cât nu dau cu pumnul. Hai să mergem încet acum. Dacă ești nou, discută cu securitatea și poți să mergi sus. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, cause guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. Da, fac mai mult. Right, oamenii își pierd joburile ca Michael de ghilimele și sunt ok să facă treaba asta pentru mai puțin bani. Bă, ce să zic. Mă, câte etaje. Nu știu pe ce buton a apăsat. Uite să vedem camera pe noi. Să iau mopul de la maintenance. La maintenant. Paznic curățător, ce nevoie să eu, că janitor îmi dădea că ar fi paznic, dar văd că dă și cu mopul. Mop the floor. Ok. Ce chestie? Curățăm podeaua cu mopul, frate. Ah, shit. S-a murdărit mopul. Ce chestie, frate. Curăță tot ce mai rămâne. Land a bomb in the locker. The locker. Ah, uite asta. There you go. Ce fluieră, Michael. Mergem în camera următoare. Ia, tu ce faci aici oare? Habar n-am, hai să nu-l deranjăm. Mamă, cât am de curățat aici. Prea mult. Hai să-i dăm și mai în față. Curăță și aici, șefule. Am murdărit mop. Hai să iau bucketul ăsta, să mergem mai în fat. Te pot să-l las chiar aici undeva. Nu știu cum s-a murdărit podeaua așa de rău, dar na. Și asta e o chestie. Hai să curățăm mopul. Ce să zic. Ce frumos e să-ți faci treaba. Viață bună pe curățătorii ăștia de unde? Dirty.
Bă, repede să mai murdărisem o postă. Curăță-l, frate. Mai avem aici o porțiune murdară. Hai că nu s-a murdărit așa repede, mai curăță și aici sus. Te plantez bomba în baie. Ok. You know you stay too late when the mopping dead show up. All right, all right, I'm leaving. Știi că stai prea mult când ăla care dă cu mopul apare în clădire. Nu prea mă respectă lumea, în fine. Poate că le curăț pe aici mizeria. Da, mai întâi noi explodăm aici clădirea să pornim alarma de incendiu ca să venim cu noi, cu camionul. Mă rog, camionul fake. Încă un curățător. Ce s-a întâmplat cu ultimul? A avut un atac de cord sau o tăiere de salariu? Bă... Hai să părăsim etajul. Leave the building, ok. S-a făcut noapte. They don't work so hard. Building's closing any second. Clădirea se închide imediat, cică. Ok, hai să plecăm. Nu sunt pe Franklin. Bombele splantate, boy. Hey, charge is set. I'm out of the building. M-am ieșit din clădire. Opa, a venit stafful de pompieri. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Avem și costumul tău cu noi. Știi că toată lumea e pregătită? Ok. Uită-l pe Michael. Să detonăm incendierile. Oh, use the phone. Cred că e de la contacte, nu? Detonate, ia uite. Mamă! Clădirea în flăcări. Hai să mergem la clădire. Dacă... Ah, deci sistemul de urgență a fost hackerit de Lester ca să nu știe nimeni decât noi de el. Ce înseamnă nu să-ți dea seama că suntem cu camionul. Ia uite-te, cade foc. Faceți loc pentru departamentul de incendiu. Haide! Lifturile ar trebui să fie bine. Nu prea avem oxigen. Urcăm pe scări. Ok. Hai pe scări atunci. 6 etaje trebuie să urcăm. La etajul 53. Ok. Hai să urcăm. Greu să urci scările, este.
Păi aici e camera. Să luăm containment drive-ul, ok. Drive-ul cu informațiile. Asta cred că e ultimul etaj. Am înțeles, e ușa blocată. Gata. Mamă, câte servere au ăștia aici. Am luat drive-ul. Păi și nu ținem și noi incendiu? Opa, cade clădirea. Dar nu e bine. Opa. Să rup scările sub noi. LOL. Pe aici, pe uși. Hai, Franklin. Mama, mi-a dat toporul să spargem ușa, hai. What the fuck? El Gustavo Mota, ok. Hai, frate, că ești în regulă. Trebuie... Aoleo. Dacă-mi cadu de-aia pe mine, am belit-o. Dar nu trebuie să stingem incendiu? Da, nu avem treabă. Ce viață grea are un pompier, uite așa vedeți și voi. Mamă! LOL. Sunt în viață? Da. M-a plătat din conștient explozia aia. Vin niște adenți din coace, știm că nu suntem pompieri. Ce naiba. Arde clădirea și tu nu ești de aici. Mă înțeles. Nu-i vezi, frate, nu-i vezi cum fumul ăsta. Ce o stai aici? Nu știu că arde clădirea. Ok. Mor mă și tu. Ești aici, nu vezi că arde clădirea? Că la etajul ăsta sunt ei. Uite aici. Urcăm pe ăsta. De ce urcăm pe ăsta și nu coborâm? Ah, coborâm pe partea asta. Să fie un... lift, dar fără lift, practic, înțelegeți voi, zona unde stă liftul, să coborăm pe frânghiile alea. Păi aici să ieșim. Perfect, aoleo. Dacă ne ține frânghia, e bine. Se dau băieții jos. Uite așa mă duc jos de tot.
Opa, cade tavanul. Oh. Mamă, dacă cădea direct pe mine ăla, nu e bine. Maoleo, cum vin alea. Stai deasupra. La fix. Te ieșim din clădire. Până ni se prăbușește pe cap. Să intrăm în camion. Camionul de pompieri. Am ajuns naibii, am ajuns la subsol noi. A venit și poliția. O să mai vină camioane de pompieri aici. Trage la mașina de getaway, ok. A fost ok, să știm. Mi-a plăcut că nu o să vină poliția aici să ne ia pe noi. Trebuie să ne schimbăm să nu fim un pompier. Și să ardem camionul ăsta când o să dea semnal de urgență. Dacă în clădire știu că nu suntem pompieri, nu știu cine o să ne mai credă. Am ajuns la getaway. Vezi, gândi că ne punem să-l conțin cu Franklin. Destroy the truck. Păi hai la getaway, nu? Să mergem la Lester. Ok. Acum suntem doar niște oameni normali. Nu credeam că o să supraviețuim. Dar am supraviețuit. We had to sell them that we were firemen to start with. That's a pretty crazy task. And that's just to get the opportunity to have a high-rise fall down on us? Opa, stai, cum ești pe aici. Deci asta a fost varianta în care nu ne urmărește poliția. Dacă intrăm prin tavan, știa oamenii că suntem acolo și anunțau poliția. We're charmed, boys. We're charmed or we're really good at this shit. You're all professionals, know what I'm saying? Scores are easy when you ain't got to depend on no wannabes. Charmed? Yeah, that's about right. Michael DeSanta, Franklin Clinton, Gustavo Mota, and Patrick McCreary. When people are talking about the time guys went into the bureau and wiped their files, man, those will be the names, the rumors. This one will go down in the ages. Yeah, man, I'm just glad this shit is over. I don't want to do nothing. Nu vreau să mai fac nimic pentru cea de la FIB mai mult. Aici avea evidența că ăia sunt corupți cu care lucrăm noi. Băieții de la FIB, Dave și celălalt. Wow. Am avut și profesioniști ăștia, dacă nu puteau să moară, na. Au fost și ei de folos. Ne-au ținut companie. Ne-am luat pe aia cei mai buni. Uite, Lester a dat foc la fabrica aia ca să nu știe lumea că am plănuit acolo. Și aici am ajuns la casa lui, practic. Băieții au plecat. Ne-am făcut treaba bine. N-am crezut că o să vă mai văd iar. Ce are Lester? Ah, mi-i glumeț, am reușit. Cum a fost? Pentru misiune care mergea spre suicid, ne-a cam reușit. Come here, give me some of that.
Ah, săracul Lester. Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill the glasses. Franklin, umplește paharele. Vintage moonshine. Bem țuică. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. El spionează fetele de la... Nu știe cămin. Frăția fetelor, mă rog. Alright, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. Trebuie să vorbești cu Michael cu băieții a doi să scăpăm de ei. De la FIB. Să știe că am făcut chestia asta pentru ei. Fuck it, you want me to go with you, dog? No, stay, have fun. I gotta do this. Stai aici distrat, să-ți facă tot singur. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Care-i faza cu Trevor. Să-mi refac viața. Loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Ok, am luat și achievement de Government Games. Ok. Continue. Băi, e fain să știi Grand Theft Auto cu heisturile astea. Uite, lăsăm pe Dave. V-am luat prostiile alea, acum sper că mă lăsați în pace. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor are attacking Meriwether. Dar duci cu Trevor, atacați Meriwether și nu ajută chestia asta. Lucrurile lui Trevor. Ne-au tot chestia și aiurea. Alright, alright. I'll come to the court center. Deci tot de mai vorbesc cu ei, pentru că Trevor încă atacă Meriwether și... Și nu e bine, și noi stăm, avem o legătură cu Trevor. Oh! Mama, am sărit pe parbrizul lui. Dă și mie smart-ul ăsta, tăți. Iar e dacă pe aia de la scrip, iar da, nu mă mai chinui să-i apăr. A, să-i naibii în pace. Ce căzănel de mașină mi-am luat. Da? Părinți că după ce dăm ultimul heist, cred că ăla e ultimul heist ăsta mare. Că am terminat și jocul. Ba, a fost frumos jocul, n-am ce zice. Până acum mi-a plăcut foarte mult, dar mai avem mult de jucat până îl completăm de tot. Gen 100% mai e până îl completăm. Și o să fac tot posibilul să-l fac 100%. Asta înseamnă să mai joc și off-camera și tot, dar o să fac tot ce pot. Tot ce îmi stă în putință o să fac. Dacă pot, fac. Mă, de ce toți au cu mașina mea, zic că e de rahat. Până acum zic eu că e cool. Bine, asta e și smart-ul, adică... Până mea. Hai să vedem ce mai vrea ăsta. I-am făcut și misiunea asta cât mă mai chinuie. Ăla unde să mai duce, mă, pe aici? La ăla asta. Eu înțeleg, eu sunt mare tâlhar și infractor. Ce-ți discut cu fraierul de Dave. Liberty City Tales. Meet with Dave. Să intru în clădire oare?
Bună întrebare. Undeva mai sus, chica. Uite scările acolo. Perfect. O luăm 14 în ghivecele de flori, n-are nimic. Uite intrarea la scări, dar văd că e blocată. Ce naiba? What the fuck, pe și eu cum urc? De ce n-ai bea închisă zona, frate? De ce Dumnezeu a închis mă zona asta? Nu pot să o explodez cu un molotov. De asta am murit și eu, stai cald. Chiar atât de aproape eram. Dacă nu, hai să o luăm pe afară, pe aici. Că altceva nu-mi dau seama. Pe unde pot să o iau? Cum pot să ajung și eu la un etaj superior? Uite acolo scărmă. Intrăm la apă. Hai să urcăm mai repede, uite așa. Cred că la etajul ăsta, e? Chiar aici e. Ok. Hai, trecem în partea cealaltă. Clădirea cu bel, clopot. Ok, de-aia se vedea clopotul ăla. Da, uite. Nu m-am gândit la asta. Deci asta e clădirea, turnul cu clopot, clădirea cu clopot. Biranda Building, ce-o mai fi. Bă, da, unde mă așteaptă ăsta, mă? Da, suntem prieteni atât de buni, nu? Băieți, bun băieți răi. Suntem prieteni? Nu cred. Am făcut ce mi-ai cerut, nu? Am scăpat de oamenii care te urmăreau. Acum să facem cum am spus. O să faci cum ai spus și o să mă lași în pace, nu? Nu o să funcționeze așa. E o mică problemă. Bă, lasă-mă! Dar nu m-ar lăsa în pace, mă. Mai bine mă moram din prima, așa era. Agent Sanchez arestează-i pe amândoi. Opa! Pentru toate crimele. Vreau amândoi. Pentru că nu vrei să vorbesc despre afacerile pe care le-am avut. Da, Steve, asta s-a cam întors împotriva noastră. This causes problems for us all. Asta cauzează probleme pentru toată lumea. And put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Pune tu arma prima oară. You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess. Ei, cred că eu am făcut accidentul ăsta, Jim Sanchez. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time. Ah. We've got you. Am adus ăștia. Întări, rietă. Cu tine sunteți? Cu mine? Opa, au venit. Au venit FIB-ul. Cu agent Sanchez. Fuck you! We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. A venit și cu Buzzard, n-ai cum. A venit și Meriwether aici. Steve, arma jos. Același picior. Mamă, l-a omorât pe agentul Sanchez. Același picior în care s-a mai, a mai fost împușcat. S-a împușcat singur. Ăla e Dave. What the fuck s-a întâmplat aici? Trebuie să mai omor din ăștia, că altfel nu pot să plec pe scări. Ah,
Hai mă, vino cu așa și tu odată, ce te mai ascunzi, că m-am săturat de proștii voștri. Să scăp pe scări. Cum Dumnezeu ar trebui să ajung la scări, că văd că e foc. Hai că sar pe aici. Că nu mor. Ce? L-am abandonat pe Dave. Păi dar nu știam să scap pe scări. Ce trebuia să fac? Hai să nu moară Dave totuși. Ok, mai sunt și proștii ăștia din stânga. Eu nu pot să o iau pe scări, aia e problema. O las eu pe Dave aici de sus cum pot. Opa, uite elicopterul. Mamă, cum trage ăsta. What? Trevor, ce caută aici? Mă ajută Trevor. Mamă. Ce omoră pilot. Dacă cineva care să te omoare, prietenă, fiu eu. A venit aici să termin tu treaba. Nu, no, să aici doar pentru oportunitate. Acum fugi. Că se omor pe ăștia. Brad, and would ice me? I'd be better off putting my sights on him. Haynes made it out of here, and there's another group of agents. Timber from Michael. Shit. Right now, you're not in a position to let our only friend in the bureau get killed. We're good. Moving up on the reflecting pool. Nu știu cum a ajuns Trevor aici, dar nu mă supăr. Get down here, Michael. Michael and sleepy. Uite-i pe fraier, ce vezi? 1 2 3 Mor mă și tu, retardule. Hai să-i omor pilotul din elicopterul ăla. Meriwether Byrne is down. Meriwether at war in the USA. So tell me, Davey, who are these bureau men trying to kill? Cine încearcă să mă omoare aici? Divizia coruptă, tipa. Păi și Dave nu e corupt. Credeam că tu ești divizia coruptă. Cam așa ceva. O să ajung la Dave ăsta. Asta nu vrea să-l omoare pe Steve. O să încercăm să-l controlăm. Nu știu cum o să-l controlăm, dar în fine. Și eu mor pe fraierea. Să schimb pe Trevor. Aute fraierii. Bum. Trebuie să plec de aici până unde trebuie cineva elicopterul. Mulțumesc, Trevor, de ajutor. Ok. Deci aici a fost agentul ăla pe care l-au adus ei. N-a fost în stare să vină singur, n-a avut tupeu și a adus armata Meriwether-ul, toată lumea. Nu contactez cât timp sunt sigur că nu mă mai urmărește nimeni. Încă un elicopter. Ăsta ce mai face aici? Mâncați-și. What? Mamă, ce rachetă mi-a dat să mor eu. Fii timp de la omoram, bă. Nu-i corect.
Fix când îl omoram și eu mi-a dat racheta aia. Acum trebuie să dăm restart la misiune. Mă rog, nu la misiune. Trebuie să... Întâi să dispar Michael, trebuie să avem o conversație. Ok, uite un fraier aici. Și un fraier pe scări. Hai fraiere, vino și tu încoa. O să iau o mașină. O să cobor. Ce ai luz de enemy chopper, că l-o omor din prima. Ia mă cap, mă, dacă trag în tine, băi. Gata, m-am murit. S-a dus. Boom. S-a dus, săracu. Trag ăștia cu buzzard-ul după mine, mă. Eu cred că pot să ne bate ei pe noi. Mamă, dar se mișcă repede grotii carbonizarea asta. Deci ăștia au vrut să ne prindă, dar... N-au prea reușit, venise și armata, și Meriwether, și FIB-ul aici. Dacă l-au adus pe agentul ăla prost... Și pe Steve ar trebui omorât, dar nu vrea Dave să-l omoare. Să ne întâlnim aici, la, în spatele unui amanet sau ceva, a zis ăsta. Uite-l pe Trevor. De ce fumezi, n-ai voie? E rău pentru tine. Uite-l și pe Trevor. And a private militia, you know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, avem nevoie de tine în viață, Michael. Cel puțin pentru acum. Maybe something to do with another inappropriate friendship? Poate nu mai ai vreo surpriză pentru mine, totuși. No, he's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low rent hood. Listen, Trevor. Din cauza prindurilor ăsta ne-am prins trei agenții ale guvernului și o miliție privată, o armată privată. That you stabbed me in the back, or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Trebuie să zic că sunt degeaba pe lumea asta, că l-am mințit și că a trebuit să fiu un mormântat. Încă un scor, ok. Dacă merge bine, ce? Nu o să te împuși. Mă, dacă merge rău, e ok și atunci. Atunci mergem în iad. Și o să-mi petrec tot eternitatea cu tine. Să facem ultimul heist ăsta mare. Cum a mers? Fabulos. M-a salvat Trevor. He wants to still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go. Pare din scorul mare, o să vă contactez eu. O să facem istorie dacă reușim să facem asta. Depraved history. But history nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Sunt cu ochii pe tine. Acum trebuie l-a supărat că nu l-am contactat și anul cu ei și mai supărat că a murit Brad. Dar în fine. De ce? Îmi apare aici ceva la shrimp? Care-i faza? Tare mor de curiozitate, care-i faza? O, mașina asta se poate și decapota, cica. Tare.
Iar le-au furat aia banii de la scrapyard. O, oh, să mai stau, să mă chinui. Ce zic, eu n-am luat firma aia pentru bani, am luat-o pentru achievement, asta pentru misiunea aia de la MISC. Care e, mă, faza aici? Că văd că am o misiune. Well, Michael, I see you're back around and making time for. Se pare că te-ai întors aici să-ți îmbunătățim sănătatea mentală. Ce vrei, Michael? I don't know. I just want. Vreau. I want something that isn't this. Ceva ce nu e asta, știi? This caring about two things at once. Tâmpeții de două lucruri odată. Vreau să fiu un tată bun, îmi iubesc familia. Trăiesc visul, dar în același timp. Vreau și cealaltă treabă, știi? Să fugi fainte chestii. Vorbesc că n-ai considerat că neglijându terapia ai scăpat de sub control, practic. N-am considerat asta. Care-i sursa conflictului de data asta? Ah, multe surse ale conflictului oricum. Mai așa-l cu vrăjel, cu chestii. Unde suntem acum? Nici nu pot să mai țin numărul celor care vor să mă omoare. Trevor vrea să mănânce ficatul. Dar facem o treabă mare împreună, deci na. FBI-ul mă vor mort. Că nu-i mai ajut cu nimic. Da. Investitorul ăla, adică Devin Weston, e supărat că n-am ars studio-ul. Dar măcar s-au întors familia și copiii, deci lucrurile e binișor. Familia e importantă, Michael. Da. Ce să zic? Things have really been up and down, Doc. I mean, one minute I'm fine. Într-un minut sunt bine, în alt minut sunt nebun. I can't seem to help myself. Nu pare să mă ajut deloc. Sunt simptomele clasice ale condiției tale, Michael. Ești foarte bolnav. Ah, și te-am acceptat. E advice. Vreau să fiu bun, dar după aia mă enervez. Anything else? Altceva? Anything ceva sexual? I've been a really good boy, doc. Am fost un băiat bun, doctore. Foarte bun. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. So, I feel like there's progress in some areas and, you know, none in others. Se pare că progresez în unele zone și în altele nu. Stuff. I don't think I've ever heard such a barrage of denial, self-justification and outright horror. The thing is, Michael. Ideea e, Michael. Can we just get a quick photo together? Putem să facem o fotografie împreună? What is this? Zâmbești. I really think I can't treat you anymore. Nu cred că pot să te mai tratez. Ideea e că te iubesc. What the fuck, e gay? Nu, glumesc. Înveți. What's going on? Nothing. Naiba. I think you need a new therapist. Cred că ai nevoie de un terapeut nou. I'm leaving town. Plec din oraș. I've got a TV show. Am un show TV, o să fiu faimos. I'm gonna be famous. Think of the fucking tail. All those fucking bitches who called me pube head. Oh, they'll be lining up to suck it now. You got a TV show. Am un show TV. You, best not to think too closely about what I just said. It's not like I'll be using real names or anything. Nu folosi numele reale sau ceva. Bye now. Asta putea să ne folosească numele în TV show-ul ăla. Isn't this the attention you were looking for? Ah, vrea să ne pună la TV. Take out Dr. Friedlander or let him go. Ah, nu o să-l omor. Ce sens are? Ah. Și ce dacă o să mă dea la televizor până la urmă? I'll shove your show up your ass, Doc. Nu, oh, l-omor. Parcă vreau să fiu și un om mai bun, să nu mai omor atâtea lucruri, nu? Omor pe toată lumea, ce sens are, frate. Jocul nostru mai aici, 79%, wow. O, ce bine jocul. În orice caz, băi, ce-i să se încheiem acest episod? Sper că v-a plăcut, nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!